Dacă vă este dor de mirosul de plăcinte abia scoase din cuptor, de bucatele tradiționale din casa bunicii, sunteți invitați să mergeți în vacanță la țară. Cu 150 de lei puteți petrece câteva zile departe de agitația orașului, într-o mini-vacanță la țară. Ca în fiecare primăvară și toamnă, se derulează programul special Vacanțe la țară, program organizat de Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural. În perioada 4 septembrie-18 noiembrie, pensiunile înscrise în program oferă sejururi foarte avantajoase. La unitățile de două margarete, tariful pornește de la 150 de lei de persoană, iar la pensiunile de 3 și 4 margarete, prețul pleacă de la 195 de lei. Pachetul de servicii include cazarea în cameră dublă și micul dejun. Programul Vacanțe la țară este un program național al Antrecului. Participante pensiuni de două margarete până la patru margarete din 17 județe din România și se bucură de un foarte mare succes. Cât de interesați sunt sucevenii sau cei din alte colțuri ale țării de acest program special, Vacanțe la țară, în județul Suceava, aflăm în cele ce urmează. Pensiunile din cadrul Antrec au avut un grad de ocupare de peste 50%. Dar, bineînțeles, sunt foarte interesați, deoarece tarifele sunt mici. Pentru cei care doresc informații suplimentare, îi așteptăm la agenții. Avem o listă cu toate pensiunile și îi ajutăm cu mare drag. Din județul Suceava, în ce zone sunt pensiunile care sunt înregistrate? Sunt peste tot în Bucovina, în Sucevița, în Gura Humorului, Voroneț, Vama, sunt pensiuni. În program sunt înscrise pensiuni din 17 județe care vă invită la relaxare și liniște departe de tumultul orașului.